Vă salut, dragi acvariști, viitori aquascapers, sunt Flaviu. În videoul precedent v-am prezentat niște alternative pentru adiția de dioxid de carbon în acvariu, niște alternative mai ieftine. Acum vă voi mai prezenta o altă alternativă. Voi face un video puțin diferit, în sensul că voi bicola ceva. Vorba despre, poate ați auzit mai mulți, bomba de dioxid de carbon cu zahăr și drojdie. Eu voi face o variantă mult mai sigură, mult mai bună. Rețeta pentru această soluție și procedeul prin care se face îl voi lăsa și în descriere ca să puteți citi dacă cumva ratați ceea ce spun. Este o variantă mai bună pentru că, spre deosebire de varianta simplă în care pui zahăr diluat în apă și drojdie și atât, am pus și niște bicarbonat, am pus niște gelatină, iar asta va oferi o anumită constanță și un anumit ritm de reacție de fermentație dintre drojdie și zahăr, va fi mult mai lentă, eliberarea dioxidului de carbon se va face mai lent și în felul ăsta vom avea dioxid de carbon constant pentru o perioadă mai lungă de timp decât în varianta clasică. Ce avem nevoie pentru această instalație? Avem nevoie de un PET de 2 litri, am preferat un PET de Coca-Cola, nu prea, eu cu Pepsi, dar nu prea are importanță, însă este mai dur. Mai rezistent materialul, un alt PET de o jumătate de litru, nu are importanță de la ce firmă, poate să fie și de un litru sau nu-i bătut în cuie că trebuie să fie de o jumătate de litru, dar cel mai practic e de o jumătate de litru. Avem nevoie de 5 căni de apă, o cană, 5 căni jumate de fapt de apă. Se poate folosi apă de la rețea, apă, teoretic apă distilată era pe rețetă. Eu am apă distilată la dezumidificatorul de cameră. Am și un filtru destul de bun la robinet care mai filtrează apa, dar se poate folosi absolut orice apă, că nu e o problemă. O linguriță de bicarbonat, pentru că reacția dintre de fermentație, dintre drojdia de pâine, drojdia de panificație la care aveți acces ușor și zahăr produce, scade pH-ul, iar la un anumit punct se inactivează drojdia. Dacă noi creștem puțin pH-ul, vom prelungi viața drojdiei sau dacă găsiți drojdie de bere, atunci e cu atât mai bine, veți prelungi viața. Mai avem nevoie de o jumătate de lingură de drojdie sau, dacă vreți să facă dioxid de carbon într-o cantitate mult mai mare, 4-5 bule pe secundă, atunci puteți pune un plic întreg de drojdie din aceasta de la Dr. Oetker sau de, nu contează, orice firmă, și drojdia asta din Lidl eu o folosesc ca să fac pâine și foarte bună, deci nu prea are importanță. Am mai pus pe masă niște lipici ca să sigilez după aceea conexiunile. Vă voi arăta cum am făcut găurim capac. Într-un capac avem nevoie de două găuri. Se pot face fie cu... Deci în acesta avem două găuri și în acesta avem o singură gaură. Se pot face fie cu o bormașină, fie cu vârful unui cuțit, cu răbdare sau cu un obiect încins în foc. Alegem un burghiu cu un număr mai mic decât diametrul furtunului, pentru ca furtunul să intre cu dificultate în dop. Nu prea are importanță. Eu am profitat că am fost în vizită socrul meu și am făcut cu bon mașina. Mai putem folosi o valvă antiretur, un robinet cu care să reglăm cât de mult dioxid de carbon vrem să introducem. Eu nu prea recomand, nu prea folosesc nici valvă antiretur, nici robinet de reglaj, le voi și pune deoparte. Difuzorul meu 3-in-1 are deja valvă antiretur,
Bun, și acum poate mă veți întreba de ce avem nevoie de două sticle și nu este suficient. Unul, că poate voi ați găsit varianta cu o singură sticlă, conexiune direct la acvariu și salut popor. De multe ori, între zahăr și drojdie, când se produce fermentația zahărului, se eliberează niște spumă. Spuma aceea riscă să ajungă în acvariu și conține drojdie activă, care nu e indicat să ajungă în acvariu, poate să producă probleme pe acolo. Din cauza asta prefer să am încă o sticlă pe post de decantor, trece spuma prin apă, se rezolvă problema și nu risc să omor peștii sau mai știu eu ce să se întâmple, să facem o deciclare. I-am și spus că metoda mea este mai bună decât celelalte pe care le găsiți pe net și acesta este încă unul dintre motivele pentru care este mai bună, pentru că este mai sigură. Vă voi lăsa pe ecran prima parte, cum am obținut această gelatină. Vă voi și explica, practic, când am pus în apă zahărul, l-am topit, am dizolvat, apă călduță, am adăugat gelatina care în prealabil a stat, l-a hidratat aproximativ 10 minute într-un pahar cu apă rece, ca să nu facă cocoloașe. Am pus gelatina peste zahăr, am amestecat bine. Probabil că acum aveți pe ecran exact cum fac procedura, cum amestec în oală. Nu creștem temperatura foarte tare, deci nu îi dăm un clocot, pentru că există riscul să se denatureze proteinele din gelatină și să o stricăm. Doar o încălzim așa cât să se dizolve bine zahărul și să se omogenizeze conținutul. Adăugăm și lingurița de bicarbonat, amestecăm bine, o lăsăm să se răcească. După ce s-a răcit suficient cât să o putem turna într-o sticlă din asta de plastic fără să se deformeze, o turnăm în sticlă și o lăsăm fie pe balcon, fie o punem în frigider la închegat, până când ajungem la consistența asta de geleu. Vedeți că ea e rece cum a stat în frigider, am preparat-o de câteva zile până când mi-am făcut timp să și filmez. E ca piftia, ca și toba. Fiind așa sub formă de geleu, contactul dintre drojdie și zahăr este redus și astfel reacția nu e așa de efervescentă, nu va produce foarte mult dioxid de carbon de la bun început și după aceea la sfârșit să nu mai avem deloc și să se termine într-o săptămână. Așa, cu geleu poate să țină peste o lună instalația și să ne ofere dioxid de carbon. Dacă punem o jumătate de linguriță de drojdie, va produce cam o bulă pe secundă. Dacă punem mai mult, evident va produce ceva mai mult dioxid de carbon. Apa în care punem drojdia poate să fie caldă, dacă e apă călduță, atunci se va activa ceva mai repede. Deci vom avea acest avantaj, că va începe să producă dioxid de carbon o idee mai repede, dar nu e obligatoriu, este timp. Amestecăm bine. Am folosit drojdie din asta de panificație, pentru că nu am drojdie de bere. Eu am instalație de dioxid de carbon cu splitter pentru toate cele trei acvarii. Instalația asta cu zahăr și drojdie am făcut-o mai mult demonstrativ și am făcut-o pentru că voi planta unul dintre cele 10 nano. Ivagumi a plecat la Florin în București, dar unul îmi voi păstra și mie și acolo voi folosi această instalație do it yourself de dioxid de carbon. Și se zice bombă de CO2, dar nu trebuie să vă fie frică, nu poate exploda, este cât se poate de sigură, nu se obțin presiuni foarte mari, 1-2 bar maxim în interiorul sticlei, iar sticla rezistă la asemenea presiune.
Nu trebuie să vă fie frică, este foarte sigură. Avantajul este că este foarte accesibilă. Este relativ ieftină pentru că nu ai nevoie decât de componente ieftine, dar pe termen lung este mai scump decât să-ți umpli o butelie cu dioxid de carbon și care poate te ține 2 ani de zile. Să produci pe bază zahărului este ceva mai scump. Și acum să vă explic cum funcționează. Dacă secționăm tubul puțin oblic, e mai ușor de introdus, dar cred că o să mă descurc și fără. Bun, a intrat. Facem găurile puțin mai mici în dopuri pentru ca tubul să intre cu dificultate. Vedeți că nu intră așa de ușor. Nu îl introduc foarte adânc pentru că nu vreau să ajungă... Mi-am spus că se va forma spumă și nu vreau să ajungă până la nivelul unde este spumă. Să stea în partea în care este aerul și sigilez cât de cât cu super glue. Iar apoi sticla mică o voi lipi cu scotch de sticla mare. Eu super glue am avut la îndemână, așa că asta folosesc. Sunt totuși presiuni destul de mari și nu trebuie să ne scape gazul. E păcat de el, nu că ar fi o problemă. Bun, sticla este închisă bine. Am încă o tură. Instalația o putem refolosi fără nicio problemă. Desfacem dopul, mai introducem zahăr proaspăt cu gelatină, lăsăm tot așa la frigider, drojdie proaspătă și nu mai trebuie de fiecare dată să găurim dopuri, să punem tuburi. Furtunul este din acesta negru dedicat instalațiilor de dioxid de carbon. Nefiind presiuni foarte mari, se poate folosi și furtun simplu de aer, dar tot mai bine este din acesta dedicat. Furtunul acesta văd că este mai mare, îl vom conecta la difuzorul de CO2. Ăsta e un difuzor de CO2 de la Tropica 3-in-1. Are și valvă antiretur și numărător de bule. Bineînțeles, și recipientul al doilea, flaconul al doilea, va juca și rolul unui numărător de bule, pentru că putem să numărăm câte bule scoate acolo. Furtunul care vine de la recipientul cu dioxid de carbon, de la recipientul principal, l-am introdus adânc în apă. Al doilea furtun care merge către acvariu îl vom introduce tot așa foarte puțin, doar în partea de sus, ca la numărătorul de bule de tip boiu, care vi l-am prezentat. De data asta cred că va trebui să tai oblic, altfel nu cred că intră. Bun. Introducem. Vedeți că intră destul de greu. V-am spus doar puțin, introduceți. E bine că intră greu pentru că va fi mai etanș. Ne asigurăm totuși și cu puțin super glue că nu avem scăpări, că nu iasă afară furtunul și că nu scapă gaz pe lângă el. Să bricolezi o chestie de genul ăsta durează foarte puțin și mai puțin durează să o refaci. Practic doar trebuie dizolvat puțin zahăr, din nou gelatină, iar flacoanele, recipientul te poate ține și la 10 reîncărcări, nu trebuie să tot îl refaci.
până când vă strângeți bani de o instalație presurizată de dioxid de carbon, chiar vă recomand să încercați să vă faceți câte o bombă din aceasta. Mai există varianta cu sare, cu bicarbonat și acid citric parcă, dar mie îmi place mai mult asta, eliberează mult mai constant dioxidul de carbon. Nu am ce să-i reproșez la această variantă. Bun, acum că am montat tubulatura, putem să instalăm în acvariu. Bineînțeles, prima dată vom umple camera cu apă, dar dioxid de carbon va produce probabil după ce trec vreo 24 de ore. Durează puțin până când se creează suficientă presiune în sticlă ca să împingă prin difuzorul ceramic. Dacă folosim un reactor intern, bulele vor ieși relativ repede, dar pentru un difuzor din acesta ceramic, presiunea de lucru necesară este mai mare, așa că va dura puțin până când va porni instalația noastră. Probabil pe mâine seară ne va și produce dioxid de carbon și ne putem bucura de ea. Când este pe terminate, e bine să vă faceți o rezervă într-o altă sticlă și să folosiți doar capacele ca să fie deja gata funcțională. Luați o altă sticlă de Coca-Cola cu dop obișnuit fără gaură în vârf. Preparați prima dată gelatina, activați cu bicarbonat, lăsați așa cam 24 de ore, dați dopul, va ieși evident o mare parte din dioxid, adică tot dioxidul de carbon afară, dar deja este activată reacția și odată cuplată la instalație, cam în 5 minute va produce dioxid de carbon și atunci nu veți avea pauză în adiția de dioxid de carbon în acvariul dumneavoastră. Mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a fost util, succes la bricolat! Dacă v-a plăcut metoda și v-a îmbunătățit acvaristica, m-aș bucura să îmi dați un like. Dacă aveți întrebări, fie legate de rețetă, fie alte lucruri, lăsați-mi un comentariu. Așa am făcut și eu primul meu acvariu plantat acum 12 ani cu bombă de CO2. Am avut un cara simpatic care mânca mereu gazonul și nu prea am avut succes. În schimb, plante stem am crescut foarte bine cu metoda aceasta. Nu reușea să mănânce carasul, chiar dacă era aproape cât palma, nu reușea să le mănânce pe toate, atât de bine creșteau. Trebuie să mă urmărești, Tefi. Nu, tu nu trebuie să mă urmărești, un pic să fac asta. Eventual măcar când lipesc și când pun roșdea și când să mă urmărești, păi bine, efectiv, filmez cum mă pun. Și să vii așa prin lateral, de aici să filmez ca să nu intri în cadru. Bine? Da. Dai-te rog ciupitul. Oh, ai bine. Bine, baia mică. Da, dacă mă pot să... Însă mai am aici un super rudament. De data asta cred că va trebui să stai oblic. Dar te rog o farfecă. Că... Lăsând gluma la o parte, dacă vi s-a părut util, vă mai las pe ecran și un video cu 10 plante easy care puteți să le creșteți fără dioxid de carbon, respectiv un video cu fertilizarea în acvariu. Vă mulțumesc!